Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou review. Ei bine, astăzi ne uităm la mouse-ul Marvo 314. E un mouse foarte, foarte tare de gaming care costă, ghiciți, 42 de lei. Toată mi-a sărit în cap că fac review la chestii scumpe, așa că facem review la cel mai tare mouse de 42 de lei. Mi se pare normal. Bun, hai să începem. Mouse-ul are o formă destul de ergonomică fiind ambidextru, adică poate fi folosit și cu mâna stângă și cu mâna dreaptă. Este alcătuit dintr-un plastic mat pe mijloc, iar pe lateral cu un plastic lucios. Este un mouse simplu, neavând software sau feature-uri speciale. Are 7 culori de iluminare care au un efect de breathing care nu poate fi schimbat. Butoanele laterale nu sunt atât de premium, dar nu am avut nicio problemă cu ele, doar că sunt foarte mușii. Pe partea superioară a mouse-ului găsim butonul de schimbare a DPI-ului, având 4 zone de DPI: 1200, 1600, 2400 și 3200 DPI. Cablul este calitativ și este alcătuit dintr-un material textil, iar portul USB este și el ok, puțin cam mare din punctul meu de vedere. Rotița de scroll nu e cea mai bună, dar își face treaba pentru banii dați pe acest mouse. Bă, mouse-ul nu e nici foarte ușor, nici foarte greu, are o greutate foarte, foarte bună. Și sincer, pentru 42 de lei îmi place cum arată, îmi place cum se simte. Senzorul, logică, nu e cel mai bun de pe piață. Materialele de pe el sunt de o calitate destul de bună. Și pentru 42 de lei, pot să zic că nu poți să dai greș cu acest mouse. Aveți un link în descriere dacă vreți să-l cumpărați. Bune, bine, cam asta și cu acest review. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vedem câte like-uri putem strânge. Și da, eu am fost Gami, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!